În Valea Neagră, milițienii au găsit un cioban mort care zăcea cu capul îngropat în jar. Turma, care știa ce înseamnă să perpelești un miel la proțap, a întors capul și s-a îndreptat oaie după oaie spre alte zori de soare pline. Berbecu a lăsat vorbă că un cioban bun este asemenea unei lumânări. El se mistuie pe sine însuși pentru a lumina calea altora. Pentru a lumina calea altora, l-am adus în această seară alături de noi pe domnul Mihai Barbu. Bună seara și bine ai venit, domnule Barbu! Bună seara, domnule Bendea! Îmi pare bine că m-ai invitat la minunata emisiune, da? Și plină de umor. Acum sper să reușim să o facem cât de cât. Te-am adus aici că tu ești din Petroșani. Și ai zis că în Petroșani nu se știe ce e la podcast și te-am chemat aici ca să duci de știre, să duci lumina podcastului în Petroșani. Asta e mare lucru, mai ales că ai o mulțime de urmăritori așa și faci o audiență tare în zona asta. În zonele defavorizate, da, mulțumesc. Zonele, da. Mihai Barbu, absolvent de filologie la Cluj-Napoca, în ce an? Nu spunem? Ba da, zicem, în 86. În 86. În secolul trecut. În secolul trecut. Și pe urmă am mai făcut un doctorat ulterior. 95-90. Nu, am făcut o pauză și am vrut să-l fac pentru că după Revoluție m-a luat valul să fac presă. Și gazetărie. Gazetărie. Și în Petroșan. Te-ai întors în Petroșan. M-am întors în Petroșan și era un ziar matinal, se numea, care era împotriva lui Cosma când erau mineriadele în floare. Așa, și făceam o figură care îi mira pe mulți din presa centrală, că noi la 500 de metri de Liga Sindicatelor Miniere, de unde porneau toate revoluțiile sindicale, da, care fac o paranteză ca să vedeți cum se făcea o revoluție de tipul ăsta. Miron Cosma îi aduna la centrala cărbunelor pe toți directorii din minerit acolo. Și el ca șef de sindicat. El ca șef de sindicat și lua așa și zicea: Mina Lona, cât ai adus la grevă? Ăla zicea: 500. Cu 500, bă, zicea, asta e mine de 500. Și fiecare licitau acolo până se făcea masa critică pe care el o dirija. El era îmbrăcat de obicei când lua cuvântul în acțiunile lui sindicale, își punea casca albă pe cap, se îmbrăca în pufoaică și după ce îi mobiliza pe ăștia, îi ducea până spre defile, așa, vreo 2 km ca să se antreneze pentru București. Și pe urmă... Deci era un antrenament înainte? Sigur, cum face asaltul Bucureștiului așa pe nepregătite, ca atleții mari așa și... Se duceau până... Deci îi băga în cantonament. Îi băga în cantonament. Cum făcea? Îi lua din centru unde e centrala cărbunelui și îi ducea până în capătul... Veneau cu autobuze de la alte mine, da? Păi veneau până îi aducea acolo, în curtea companiei, că acolo se întâmpla. Acolo îi lua la roșii pe director, dacă participă sau nu, la grevă. Nu îi întreba nimeni cât cărbune dau, ci câți... au aderat la cauze și câți vin să facă manevrele, care manevrele și să rezolve cu democrația. Așa, și acolo, în capătul Petroșanului, era fundația unei biserici care ulterior s-a numit Sfânta Barbara și se duceau acolo, se închinau, ținea popa o slujbă scurtă. El se întorcea la hotelul Onyx, care era companie, și se îmbrăca în costum Armani, era punea cravate și convoca presa acolo. Conferință de presă, care era stropită din belșug, așa, pentru că toate cheltuielile veneau pe companie și acolo făcea bufet suedez cu băutură, cu sucuri, cu apă minerală. Deci ortacii mergeau s-antrenau. S-antrenau și pe urmă el venea și le spunea ei, și ce tu obiecte venea. Așa. Cu gazetăria ta? Și noi eram persoana non grata la acțiunile astea, la conferințele de presă, așa, și
Noi aveam redacția așa în diagonală cu Liga Sindicatelor și dacă deschidam geamul de la baie, auzeam tot și înregistram acolo și ăla zicea, bă, să nu, care mai prind eu vreun ortacă, ia matinalul, cumpără ziarul nostru, zice, vă dau afară, să-i boicotăm, să-i terminăm și asta. Și noi ascultam ce zice și spune, mulțumim domnului Cosma că în urma apelului n-a crescut tirajul de 5 ori acolo. Și asta, și ăla nebuna, și cum nu mai știa ce să zică. Și la un moment dat, țin minte că ăștia erau prin oraș, era o atmosferă de teroare, că se duceau în piață, totul era gratis pentru ei, ăștia închideau magazinele. Și la un moment dat, mergând acolo pe teren, am găsit niște conserve acolo și care erau cu banderole de-asta care le încercuiau și am văzut că erau niște conserve bulgărești de cu cârnați cu fasole așa și am zis, domnule, am descoperit cine finanțează greva lor, bulgarii, cum bulgarii, domnule, uite aici documentul și și în fapt, vorbă, ăsta ne tot amenința și făceam și noi o adresă la poliție, care era cam între noi, așa, era un fel, un triunghi, aici era poliția. Nu, dar ei știi ce făceau? Luau act și ne spunea că... Luau act, poliția tot timpul a luat act. A luat act acolo, dar nu intervenea niciodată. Că am zis, domnule, dați, puneți-ne și nouă doi milițieni la poartă, că poate vină ea acolo să ne viziteze și așa. Și zice, sunteți în atenția noastră și... Na, nu s-a întâmplat nimic. Și de Cosma acolo cu conferințele. Cu conferințele lui de presă, la un moment dat le teroriza pe doamnele alea care lucrau acolo la hotel că trebuiau să-i aducă ciorba la... El stătea la 500 de metri de hotel, dar el se mutase, acolo era sediul la hotel, era luptelor și creierul operațiunii și alea trebuiau să-i aducă ciorba de potroace sau de burtă la el la ușă și era și gagicar acolo și nu le lăsa să intre și se formă când intrau ciorba era rece și le trimiteau înapoi să fie la temperatura camerei și îi mai dădea și ciorapii să le spele și alea la un moment dat n-aveau cui să se plângă și au venit la noi și sub protecția anonimatului am zis scene din viața liderului Maxim și povesteam chestiile astea cum le umilea să-i spele ciorapii, cred că le punea să-i și miroase să, și, la, și una din ideile pe care le avea ca după lupt, după antrenamentul ăsta îi plăcea să mănânce pepene galben la frigider, dar trebuia să fie făcut cubulețe și fiecare cubuleț să aibă o scobitoare acolo. Și dacă era vreuna fără scobitoare sau nu era scandal. Destul de rece, era scandal așa. Și țin minte că nebunia asta la un moment dat, Miron Cosma ea avea și un lider care se ocupa cu cultura și ăla tot zicea să-i dea un buget al lui ca să facă cultură în nebunia asta și zicea, nu, uite, o să-ți dau pentru acțiuni specifice și ăsta are o idee, era Petre Braiț, așa, că face o întâlnire cu scriitorii sub genericul Aici ne sunt visătorii, știi, îți dai seama, Petrojan, în nebunia aia. Și s-au dus cu încă vreo doi acolo să vorbească cu scriitorii, să-i convingă că aici erau visătorii, la Petroșan, în altă parte, sau la Vlahuță, sau nu știu unde. Și ăia au fost și ei, o parte dintre ei, gazetari, și zicea, subiectul era gras, bă, hai să-l vedem pe Cosma în bârlogul lui acolo, cum să petreceau lucrurile. Și au venit, a fost Florin Iaru, Bedros Horasangian, adică i-a convins pe mulți să vină acolo și el în mărinimia lui le-a organizat la cabana Lunca Florii să îl cunoască mai bine, a stat cu ei puțin, dar până la urmă
Ăia tot veneau ceilalți lideri să-i spună, hai bă, Mirone, nu putem începe, știi? Și ei erau la niște partide de poker acolo antrenat și de ăsta nu mai venea, pierdea vremea cu scriitorii. Și până la urmă i-a lăsat balte, s-a dus. I-a lăsat pe visător și a mers la cartofon. Da, da, cred, așa s-a putut. Astea se le scrie, le-ai scris eu undeva. E, ziarele le mai ai? Din stai să zic eu cum era păi și da, cu zic, ziarele. Aici în plus mai, vorbește mai repede. Mai repede. După domnul Boc, că de domnul Boc... Multe din ele le-am scris în matinal și atunci nu știu dacă se ținea seama de depozitul ăsta legal să trimită tipografii la biblioteca, nu știu, județeană, națională, la fondurile așa, astea, la fondurile alea. Da. Cert e că la un moment dat existau la Casa de Cultură în Petroșan și am fost bucuros, zic, uite, pot să vin peste o zi, două, să le fotografiez ca măcar să le recuperez într-un fel. Și am mai neglijat, am ajuns după un timp și îmi zice, azi e cam târziu, domnul Barbu, că noi nu le ținem decât, nu știu, trei ani și am depășit termenul și ce faceți? Păi le-am aruncat. Și zic, bine, dar măcar acum că e digitalizarea asta, le puteți fotografia, măcar rămâna ceva așa. Și de asta, nu știu, sper să fie la județ. Te rog să iei măsuri. Măsuri urgente, da, până asta nu se face, da. Ziceai tu de cum se organiza domnul Cosma, ai o carte fundamentală, Lupin 77, Sfânta Varvara, știm bine, Sfânta Varvara, patroana minerilor, minerilor, da, versus Sfânta Tanti, Barba, Tanti Varvara. Care era securitatea. Care era securitatea. Și aici, la finalul revoltei, nu? Când au venit la voi, la Petroșane, Verdeț și Cupană, nu? Da. Este un dialog aici. Ca între... să zic, să priceapă lumea, că e foarte, sunt din 77. Deci, Gheorghe Pană era și ministrul muncii și șeful sindicatelor. Și el negocia el unul cu, el. Cu altul. Da, și Verdeț era cu niște neamuri în Valea Jiului și era foarte sus în ierarhia partidului și el a fost trimis ca să aplaneze conflictul de la Lupen până la venirea lui Ceaușescu. Pe urmă, aici am făcut, fac o mică paranteză ca să pot când citesc să înțeleagă lumea despre ce e vorba. De obicei eu când citesc nu înțelege lumea, de-aia mă exprim liber. Zi, te rog. Așa. Să vezi o scenă din Eugen Ionescu, să zic așa. Începuse revolta la Lupen, dădea în clocot și vine Ceaușescu și aterizează pe terenul de fotbal care era atunci în centrul orașului și la doi pași era Casa de Cultură. Și au chemat tot activul din Valea Jiului să vorbească de ce a venit acolo. Și a fost așa un dialog în care Ceaușescu i-a ascultat pe ăștia în care își luau angajamente, că de obicei planul era foarte mare și ăștia n-aveau curaj să zică că îi depășește chestia asta și spuneau că e mobilizator. Asta era o formulă acolo care acoperea totul. Domnule, într-adevăr, e mare, dar ne vom mobiliza. Și ăștia vorbeau de tot și de toate, numai despre Lupen nimic, știi, care ardea la 30 de kilometri și din timp în timp venea câte unul și șoptea ceva la urechea lui Ceaușescu, știi? Și iar continuau ăia cu angajamentele și la un moment dat ăsta zice, gata, plecăm la Lupen. Cum s-a organizat? Că Ceaușescu l-a luat alături pe primul secretar de la Petroșan, care era pe toată Valea Jiului. Și am făcut un interviu cu el, era când s-au împlinit vreo 30 de ani, că am zis așa, băi, noi toți scriem la gazetă de pe azi pe mâine și atâta și trăiește. Zic, da, uite, s-a întâmplat marea revoltă acolo și nu există nicio un document acolo. Ăia o să moară și nu se întâmplă nimic. Și l-a luat pe Ceaușescu, adică Ceaușescu îl ia pe Clement Negruț, la el în mașină și au fost împreună până la Lupen. Și eu când le-am zis la ăștia, că prietenele, când am făcut cartea, le povesteam în ziar, așa, ca să stârnim interesul. Și când ăsta zice, ce bă, vorbești cu primul secretar acolo, că încă era chestia asta. Bă, dar el a fost martor acolo, nimeni nu știe ce a discutat el până acolo. Și
Ceaușescu zicea tot mereu, cum a fost posibil, cum a fost posibil. Și, și ăsta vrea să-i explice și iară, el nu înțelegea cum clasa muncitoare care îl iubea era așa de... revoltată. Revoltată, da. Și ajung la, la Lupin, pe urmă se face să închide cercul, e celebra fotografie așa în care erau... Ceaușescu cu Dobre, cu pe ghereta portarului, acolo era scena asta și plin 40.000 de oameni, cred că erau acolo. Și Ceaușescu l-a început să, să pierdă așa și asta și primul secretar are o idee bună, așa să zic, că îi spune totuși secretar general, un miner aici care el conduce asta și are un document în 13 puncte. Să zică el prima dată, ca să, să aveți la ce să răspundeți. Așa. Și ăla citește rezoluția. Revendicările și ăsta tot zice că da, că se face, că se, o să se rezolve. Și ceea ce vrei tu să citești era că lucrurile s-au aplanat, așa să zic, și aveau cu Dobre acum să, să rezolve ei ce se întâmplă cu, cu programul ăsta de măsuri după, după ce s-a detensionat situația. Da, aflase Ceaușescu revendicările, Dobre fiind... El era liderul mișcării. Și aici e o chestie foarte interesantă, are... un destin extraordinar, că noi am vrut să vedem ce s-a ales cu ăia care au protestat. Și partidul aici a gândit-o în felul următor, ca să ia cât un miner de la fiecare exploatare, de obicei un delinvent așa înainte, adică nu era cu cazierul curat, și să zică că a tulburat ordinea socială. Nu s-a zis de grevă nimica. Și ăștia au fost condamnați rapid așa și, și pe foarte mulți i-au împrăștiat așa, i-au dus de unde au venit așa, știi? Și, și Dobre s-ar un pic că dispare la un moment dat din Valea Jiului și pe urmă lumea află că el l-au trimis la Craiova, la fabrica de avioane și de acolo la Ștefan Gheorghiu, știi? Și au la Academie. La Academie. Știi? Și la Revoluție a apărut el în Petroșan, în 90 acolo, că era liderul maxim acolo, mai tare ca Cosma când, cu mineriadele lui. Și atunci, pentru că erau și securiști de partea Revoluției, i-au zis, bă, stai să dau un telefon la Craiova să văd cine te-a trimis aici și vorbește cu un colonel roșu acolo și ăla îi confirmă că era de-a lor, de băieților. Și pe urmă s-a, când a vrut el să preia puterea să vorbească de la balcon, de la primărie, s-a întâmplat că lucrurile s-au, s-au liniștit imediat, că ăsta a plecat și n-a mai, nu și-a mai revendicat chestia asta. Și foarte greu, da, nu, și să mai zic o chestie, foarte greu am obținut dosarele lor. Ne-au tot trimis de la Ana la Caiafa, ca până la urmă un prieten de-al meu era judecător și zice, bă, ăștia te pun pe drumuri, așa, toate dosarele, dacă au plecat de la Petroșan, după ce fac circuitul ăsta, tot la Petroșan ajung, știi, și până la urmă, am reușit și ne-au dat, da, după o corespondență așa absurdă cu asta și am publicat toate condamnările respective. Și Dobre nu se regăsea printre ăia, știi? Și mă sună odată, o aflat el numărul la ziar acolo, mă ține vreo oră, două, din Londra. Din Londra? Din Londra. Era la o ambasadă, la ambasada României era, nu știu ce, casier sau asta. Și zice că, nu știu ce probleme au avut, că nu mai fost nici casier. Și o zice că era, avea, lucra la un hotel. Și în sfârșit, ăla tot îmi zice, bine, domnul Barbu, zice, scrieți de grevă și zice, eu nu apar acolo. Dom'le, uite, am tot, toate dosarele, le-am obținut. Cu asta nu ești acolo. Și zice, păi și cum facem? Dom'le, ai ceva de zis, să spui, uite, mai facem încă o carte acum, după cartea asta de documente
Și pornez reportofonul și spune ce da, și zice, păi scriu eu o carte. Păi nu știu când o scrii și eu cum. Iar o să apară o carte despre grevă și nu apare. Și atunci a zis că îmi trimite el un text, așa, era fără diacritice, și zic, domnule, nu schimb nimic, așa, nu o să fac nici intervenții pe text, să zic acolo că să fie documentul respectiv. E, și aici am descoperit în documentul ăsta că era foarte bine scris, așa, știi, și frust, și după atâta timp era surprinzător de exact, așa. E, și acum a pus să... Da, deci el, ca lider atunci... Era chemat la primărie. Și ăștia, când au auzit minerii că îl cheamă la primărie, s-a și adunat o masă critică acolo. Ăsta, Dobre, era încă pe cai mari, și ăștia voiau să-l manipuleze, să facă, dar zice, păi i-am afară pe ăștia, dacă vreți să-i chem tot aici. Tot timpul cu i-am afară. I-am afară, da. Miniștrii Verdeți și Cupană erau în dialog da, cu el. Da. Verdeți, nu ți-e rușine, tovarășe, să ne insulți cu scene de tristă amintire? Dobre, voi m-ați provocat. Pană, să-ți fie rușine, huligan și derbedeu ce ești. Dobre, am sărit de pe scaun și am strigat furios către Pană. Huligan și derbedeu sunteți voi și cineva căcat așa de proști și ticăloși. E bine? La care Verdeți, eu nu m-am legat, mă, de familie. Limbaj de ministru. Pană, te arestăm pe loc și te băgăm în fundul pușcăriei. Verdeți către Pană, Ghiță, taci din gură. Asta e mai mult decât Ionescu, ăsta e curat ca la Giale. Dobre, strigând tare, arestați pe pizdele mamii voastre. Probabil că s-audă mulțimea de afară. Da. Da, da, da. Verdeți strigând către femeia care adusese cafelele. Ieși, închide ușa, că nu e cazul. Extraordinar. Pană, eu nu mai rezist. Rezistul de da, după da. Atâți ani. Verdeți către Pană. Ghiță, ți-am spus să taci din gură. Stai jos și astea parcă să dandanache da. Tipologia lui Caragiale, un fel de da, extraordinar. Dobre, adresându-se către Pană. Pe cine arestezi tu, mă? Sar la tine și te calc în picioare. Dumnezeu, mă, te descofălcit. Așa se purtau discuțiile. Da, de după. Până... Nu, cuplul ăsta parcă e Farfuride și Brânzovenescu. Bravo, da, Pană da. Cu știi, acum Verdeț. Ăștia căpătaseră voce, că până la urmă... Aveau oamenii afară. Dobre îi avea pe ăștia afară, dar ce s-a întâmplat la Lupen s-a împrăștiat acolo. Știi, acum ei voiau să tragă chestia pe turta lor acolo, că și Ceaușescu le-a zis să pacifice... zona, să ia măsuri, dar ce au câștigat acolo a fost un lucru extraordinar. S-au făcut cantinele minerești așa și înainte de a intra în șut, cum se zice, mergeau și mâncau acolo, pentru că gândește-te că nu se găsea nimic slănină, cârnat sau știu eu ce, porcării, ca să le... Să le dea, să le dea putere să dea țării cât mai mult cărmâne. Și aia nu se puteau duce cu marmelade și cu compot acolo să facă. Și chestia asta a prins extraordinar, pentru că ăsta le cerea cărbune și acum le dădea și slănina cu care să ajute mineritul. Ungeau asta. Și mai, au mai făcut un lucru, că ăștia s-au plâns că nevestele n-aveau servicii și stăteau pe bancă acolo, consumau semințe și când auzeau duda, cum se zicea acolo, că la ora două când ieșeau din șut, se trăgea semnalul ăla. Și asta era bine pentru moldovencele care îi așteptau, că se duceau repede, frigeau una, două și îi așteptau cu asta. Și s-au făcut țesătorii, fabrica de confecții, și le-a dat ocupație și lor. Și s-a rezolvat o problemă socială, plus că ei au cerut 6 ore, știi, care zici că e 6 ore, dar la ei până ajungeau la frontul de lucru îi mai lua poate o oră, una înapoi, și n-aveau randament, așa că trebuiau să înainteze, să zic, la fiecare schimb cu un metru acolo. Și asta însemna să perforeze, să puște, să ia cărbunele și să-l armeze. Știi? Și atunci au obținut chestia asta. Și erau 4 schimburi de 6 ore. Da. Acum? Cum e mineritul? Acum e exact cum l-am găsit eu în 90, la presă.
făceam niște reportaje ce se întâmplă. Nimeni nu mai zicea de cât cărbune dai. Serveai cauza, da, dacă erai cu ăla în minerit, e următoarea jmecherie, să zic așa. Nu dai cărbune, dar galeria intră în presiune, știi, și se face mai mică. Și atunci e o chestie neverificabilă și le dădea lucrări că galeria mică redeveni mare, știi? Și atunci era o chestie în care ei munceau, nu dădeau cărbune, dar tot înălțau galeria. Și în 90 ne-am dus odată să facem, erau câteva mine nou deschise, să vedem ce facă ea, că dimineața se făcea pontajul și pe urmă se repartizau sarcinile. Și zicea, tu te duci să faci garajul lui domnului inginer șef, tu te duci să lucrezi la cabana lui domnului director, tu te duci să faci... Și avea o activitate creatoare în folos propriu. Și acum, cărbune nu dau, dar zic ce lumea, trebuie, nu mai lucrez în presă să verific. Dar toți își fac cabane și palate și vile... Pentru că dacă nu trebuie să dai cărbune, au închis termocentrala la Paroșeni, aia de la Mintia, la fel. Și cumpărăm gaz de la ruși. Și că, da, și plus că îi pe Valea Jiului, la ieșirea din Petroșan, o hidrocentrală pe Jiu, care era 95% terminată. Și un ONG a zis că nu știu ce șopârlă nu mai are viață acolo și a oprit toată chestia aia. Și vorba ta, luăm de la alții curent și... Furăm curent. Furăm curent, da. Deci cu mineritul s-a încheiat, vile, cabane sunt. Adevărul e că din punct de vedere turistic și natural, zona e superbă. Zona e superbă, Valea Jiului e foarte frumoasă. Da, hai. Acum se tu vorbește, da, cum zice, de ONG-uri, să fim eco, nu mai folosim cărbune, facem turism. Tot așa se zice că în țară la noi, că nu exploatăm șansa asta ce avem noi, că avem munți, delte și... Dar pe cine să vină să le vadă? Da. Turism. Cât turism? Trebuie să mai și producem ceva, da? Da. Numai frumos. Deci asta e foarte important ce ai zis tu cu mișcările... cu grevele minerești, grevele ortacilor, 77 și 2, până în 97 sau 98, când a fost, în fine, ultima, cu Mirau, da. L-ai mai văzut în ultimul timp? Mai vine prin Valea Jiului sau... Mai venea la... El are un frate și o soră acolo și mai dădea pe acolo, dar... În ultima vreme n-a mai fost așa. Are o vârstă, cred. Are o vârstă și l-a angajat Pandele la o societate de apă acolo, pe la... La voluntar. La voluntar și... Nu știu, Marinela Nițu mai secundează. Domeniul trecutului. Păi bă, când ești în putere financiară și... Nu? Te caută. Schimb șutul. Mihai Barbu, iubire, elefant de porțelan. Obiect cu existență efemeră? Da. Acolo voiam să bat, sigur. Poeziile sunt cu existența efemeră. S-a întâmplat și cu poezia, că sunt de câțiva ani atras de chestia asta. Dacă am predat toată viața literatură română, știi, și poeți canonici mari, așa, tot mereu m-am gândit, bă, dar ce mai poți să spui pe lângă ăia? Toată ziua vorbești ce mari și ce tare au fost așa și... Și când scriu de iubire și de toate chestiile astea. Și la un moment dat am zis că ar fi totuși un culoar să vezi iubirea la o vârstă, nu să o privești cu nostalgie, ci cu umor. Așa. Adică, bă, ce să mai mă dau cocoș când vremea a trecut? Și atunci am găsit o formulă în care să pot vorbi de chestia asta cu ironie și cu umor, așa. Sper să-mi fi ieșit acolo cum... Poezii interesante. Prima mea Coca-Cola a fost o vreme îndepărtată când în zilele toride ale verii tata mă lua cu el la mare. La mare. Mergeați la mare? Da, tata era contabil șef la Uniunea Sindicatelor Miniere acolo și peste vară era un tip extrem de popular, așa, pentru că de acolo se distribuiau biletele de odihnă. Toată lumea. Toată lumea era așa. Oamenii muncii, trebuiau odihniți. Oamenii muncii și eram surprins că mergeam cu el prin oraș, așa, și toată lumea
îl aborda, îl saluta. Și n-avea Instagram, n-avea Facebook. N-avea și era influencer. De ce? Că era, îi trimitea în vacanță. Îi trimitea în vacanță, da. Și acolo cu chestia asta, cu prima mea Coca-Cola, am mers cu el și cu încă un frate, așa că ne împărțeam. Noi fiind patru, unii mai mergeau și cu mama și unii mergeam cu el. Și... Și ne-am dus noi prin Mamaia și la capătul stațiunii era o zonă cu niște garduri imense așa și afară era o măsuță în care unul vindea Coca-Cola, chewing-gum, ciungă, nu? Băuturi de-astea fine, era Paris Match, nu știu ce. Și am rămas așa surprins. De fapt era, cred că, un fel de bișnițar care sărise gardul de acolo și se dea și la popor... produse capitaliste și și când am văzut Paris Match era cu tocmai fugise Svetlana Aliuleva, aia, fata lui Stalin în Occident și era o mare poveste acolo și zic lui tata, bă, hai să zice ce să luăm așa. Era și Paul Moll și asta, dar el era un și Kent. El era un împătimit după Mărășești și Carpați fără filtru. Astea ale noastre. Și la un moment dat și zice tata, bă, da, zice, n-ar fi bine să luăm și o Coca-Cola. Ba, da, zice, și am luat o doză și ne-am dus la hotel și zice, bă, știi ce, ar fi bine să facem, bem jumătate acum, mergem și mâncăm, tragem un somn și jumătate după. Ei, prima jumătate a fost foarte bun, așa, dar după ce am dormit noi s-a pleoștit așa și era ca o băutură așa leșinată cu toată chestia asta. Ca acum. Și pe urmă, la Revoluție, în 90, apare la televizor un boxer așa și ăla zicea, bă, cum ați suferit voi în comunism? În comunism? Și zicea, doamne, am fost într-un turneu la New York acolo și primul lucru care ne-a zis securistul grupului, i-a zis, bă, nu cumva să beți Coca-Cola. Ăla zice, de ce? O să orbiți. Bine, noi băieții știam că de la altceva. Cartea care ne-a adus împreună la această măsuță este, de fapt, Dita Mai, lucrarea de doctorat. Lucrare, o parte. Acum trebuie să-mi iasă partea a doua care zice, era un studiu de caz aplicat pe... Memoriile lui Ion de Sârbori. Da, îți zic imediat și acum vreau să scot scriitorul subteran, mai sunt vreo 200 de pagini care vorbește despre condiția unui scriitor în comunism care, până la urmă, dacă are puterea să scrie pentru sertar. El a avut așa. Asta ziceam de sertar. După 90, toată lumea literară se aștepta Dita Mai, a, operele. Așa, da, și, și el, Negoițescu... Da, sau numai de ăștia care și-au mai antedatat niște jurnale, dar nu... Că toți erau sau dădeau sau... Cum a zis? Eu sunt fascinat de biografia lui. Da. Am și citit Adio Europa, cu asta am început și restul ce-a mai declarat prin interviu. Să îți zic așa, l-am cunoscut odată în Petroșan, era prieten cu secretarul literar de la Teatru Petroșan, Dumitru Velea, era în corespondență și odată s-a întâmplat să fim toți, el era cu... Ion de Sârb în fața teatrului și m-a strigat și pe mine și zice, hai să-l cunoști pe marele scriitor. Așa. E, atunci știam de el, scrisese niște piese, nu erau... Piesele de teatru, da. Nu erau capodoperele care... Ulterior sau... Care ulterior s-au născut, așa și asta. Și schimbăm câteva vorbe și îmi zice, îl știi pe unul din Jieț acolo, care un prieten de-a lui la care trebuia el să ajungă pentru că avea diabet și i-a zis doctorul că ar fi bine să mănânce niște brânze de oaie, de vaci, de ce era și să ajungem la ăla. Care are brânză. Care are, avea, ăla era momârlan, dar era și jurist la la ăștia cu Real Comu, care era singura rețea de produse. Desfacere. Așa. Și zice, nu vrei să mergem până la el acolo. Bine, și am convenit ca a doua zi, la ora cutare, să vin să sun la ușa lui și să mergem până la respectivă.
când am sunat la ușă și am bătut, acolo era o voce așa, cine știi, adică parcă era oia de la securitate, era obișnuit așa, știi, și i-am zis cine sunt și să plecăm la, spre Jeț, spre Jeț, era capătul Petrilei, așa. Și era o oră total nepotrivită, că atunci era o întreprindere de reparat utilaj mineră chiar acolo, lângă centru, dar toți luau cursa de acolo. Erau vreo 4.000 de oameni. A fost imposibil să putem să ne urcăm într-una din asta. Și eu am zis, domnul Sârbu, hai să mergem pe jos, că poate la stația următoare nu mai sunt atâția și așa. Și ne-am luat pe jos, până la urmă am ajuns la Petrila, că tot erau încărcate și am intrat și la cimitir și la casa unde a locuit, așa, și... La cimitir, la părinți. La părinți, părinții sunt acolo. Și a fost o călătorie în care nu făceam 10 pași, era nevorbit, așa, și tot apăruse tocmai cel mai iubit dintre pământeni și a zis că Victor Petrini era, de fapt, povestea lui în bună măsură, pe care o povestise odată lui Preda și că s-ar fi inspirat de acolo. Așa. Și n-am mai ajuns la ăla cu brânza, dar am ajuns pe la toată... Mare brânză. Mare brânză, da, vorba ta. Pe toate și, reperele lui așa. Din Petrina. Și el îmi zice în timpul excursiei astea că ar vrea să scrie memoriile și nu știe cum. Și... Pe fie chestie tehnică. Și zice, îi zic eu, dă-o Sârbu, dar zic, acum sunt magnetofoane, dacă ați găsit pe cineva să vă întrebe, le povestiți așa, că avea un har oral extraordinar, știi? Și pe urmă puneți pe unul să le transcrie, le verificați așa și zice, da, bă, ar fi o idee. Și ajunge la ideea asta, nu că i-am zis-o eu, că poate o gândise el, și vorbește cu editoarea lui să se întâlnească și să înregistreze aia, să-i pună întrebări, el să răspundă și urmau să fie câteva ședințe. Ori după, nu știu, a doua ședință primește, s-a apucat și târziu, era 88, că i-au ieșit analizele negative și care cancerul la laringe. Și îi scrie respective, gata, întrerupem orice activitate și asta. Și atunci, când eu m-am lăsat de presă că nu mai mergea și m-am întors în învățământ, colegii mei erau cu gradul întâi, erau oameni, somități acolo. Eu eram apucat să se dau, nu, făcusem definitivat, și pe urmă m-am lăsat. Și ai sărit etape, nu-ți mai dai gradul 1, îți faci doctoratul. Da, dar atât a durat că până la urmă am dat și gradul 2 și 1 și pe urmă asta a venit după. Nu știu de ce am târziat așa. Ce destin la ei de Sârbu. Și îmi zice domnul Vartic, și am venit la universitate acolo și zic eu, la filologie. Și conducătorul de licență, profesorul Vartic, cel cu care ți-ai făcut da, da. Și îi spun eu toată povestea asta tristă și zice, bă, ești în stare să faci o teză să Sârbă. Eram așa oarecum peste drum. Și zic că atunci, da, mă gândeam că trăia soră sau nepotul Petrilen de acolo cu care puteam să-i refac o bună parte din biografie. Însă simțeam că nu se umple un gol acolo care nu aveam cum să-l reconstitui, știi? Și la un moment dat îmi vine ideea, zic, bă, dacă aș încerca la CNSA și fac o cerere să aprobă și pe urmă când am văzut dosarele alea imense am zis, gata, o să fac. Avea? Urmărit de când? De când să spun, e o poveste foarte interesantă. De unde a pornit toată nenorocirea lui. El scrie o piesă, Sovrom Cărbune. Prin anii 50 erau niște societăți mixte, româno-sovietice și de acolo și... Sovromurile. Și are proasta inspirație să zică că s-a făcut o grevă pe timpul sovromurilor, că așa au dat seama că i-au rușit tot și că noi nu rămâneam cu mare lucru. Chestia asta e amplificată de o discuție cu unul din Cluj, Volceanschi, așa, care ăla îi zice, bă, dacă ai trimit-o în Franța, ai dat lovitura. Dar
era o piesă așa, jurnalistică mai mult, adică relatez o grevă. Eu atunci tocmai făcusem o paralelă. Eugen Ionescu scria Cântăreața Cheală. Și am avut și le spui tu cum era cu greva. Bă, sfârșit. Ajunge la urechile securității toată povestea asta și ăia să-l condamne că a vrut să scoată din țară, nici nu știau ce e, că e piesă, că e schiță, că e roman, că e nuvelă. Nu exista corpul de delict. Și până la urmă e condamnat, că ia 7 ani toată povestea. Am găsit acolo și procesul, cum s-a desfășurat, altă piesă absurdă. Și ei n-aveau obiectul pe ce să-l condamne, dar exact, l-au condamnat. Și ca să vezi, să zic de destinul piesei când te urmărește până la capăt. Și când iasă din pușcărie, o rescrie și îi zice unul, bă, dar mut-o în vechiul regim acolo, greva. La, așa, și o rescrie și zice, frunze care ard. Și vorbește ca să-i opună la televiziune. Și i-o pune unul azimiar acolo, extrem de proș, și acolo era cenzurată că unul pe care îl împușcă ei îi strigă trăiască libertatea și apare numai trăiască și s-a oprit, că nu mai era vremea să mai spui și cu libertatea și cu asta. Nu mai era libertate. Nu mai era. Ei, te ții de o piesă de asta așa care până la urmă n-are nicio chestie și pe urmă l-au mai prins cu o chestie în care el era la revista Teatru și vin doi prieteni de-a lui Doinaș și zice, bă, se face o mare demonstrație, era în 5-6 după Revoluția din Ungaria și zice, ne adunăm în piața Palatului și facem și noi, la fel ca și ungurii, ce noi suntem mai prejos. Și ăsta îi zice sârbul Doinaș, bă, ce tot îi chem pe ăsta, bă, nu scoapte condițiile, nu-i Ungaria din 5-6, Bucureștiul din 5-7 și asta. Și până la urmă pe ăia îi prind că ce voiau să facă și ajung și la Doinaș și la sârbu, știi? Și ăsta deși și-a exprimat îndoiala de atunci că nu o să iasă nimic. Și anchetatorul care a fost binevoitor cu el și zicea, domnul Sârbu, zice, dacă vă duceați atunci la WC să vă pișați, scăpați de toată chestia asta, așa, și și pe urmă, tot cu WC-ul e o poveste ulterioară în care el o zice că era cu un rus pe front și el era traducător, așa, și se împrietenise cu ăla și când se duc ei la toaletă, amândoi, îl întreabă pe rus, zice, Ivan, ce-i fericirea? Păi, și ăla zice, are o reacție total neașteptată, îl ia, îl bate, îl dă cu capul de pereți acolo. Adică, cum să întrebi tu ce-i fericirea? Că eu sunt aici, cu tine, eu sunt fericirea ta, să zic. Și zice, bă, cum e sufletul slav? Ca a doua zi, ăsta s-a trezit din beție și zice, a venit cu tot felul de chestii, un briciag, un măr, o chestie, să se revanșeze. Zice, bă, zice, am fost un prost acolo, nu trebuia să reacționez așa și asta. Și pe urmă îmi mai povestește un vecin de-a lui, actorul Carol Erdoș din Satul Mare, care i-a jucat rolul într-o piesă ce au pus-o acum la Petroșan anul trecut. Și ăștia din Satul Mare erau în turneu la Craiova și voia neapărat să-l întâlnească și nu știa cum să facă, că era urmărit acolo. Și până la urmă unul de acolo zice, domnule, eu sunt vecin cu el, și zice, o să-i zic să vină, dar o zi să ne întâlnim în WC-ul, ca să nu se prindă. Îl urmăreau, știi, și ca la Revoluție, când se duceau ăia și trăgeau apa, nu? Că când complotau, se duceau la WC. Și ăsta zice că au stat toată noaptea în aia și tot trăgeau apa așa și asta să facă. Să consumul de apă în Craiova, Isarlâcul lui, da. Și am făcut povestea asta așa, e destul de rotundă, să zic că aveau și securiștii proștii lor, dar erau exact. Știi că
Măcar ai găsit în arhive, da, ai putut să recompui. Știi că acolo zic exact, în data de, la ora de, s-a întâlnit cu ăla și i-a zis nu știu ce, fiecare. Vagonetarul I.D. Sârbu devenit un fel de locomotivă a literaturii desertare. Dar să spun și asta, că m-a impresionat foarte tare. Deci, el iasă din pușcărie, nu-și găsește niciunde de lucru. Și la un moment dat, i se oferă un post de vagonetar la Petrila și vin și l-am găsit pe Mineru, care i-a fost șef acolo la, la subteran, la, în subteran, știi? Și ăla îmi povestește că la un moment dat au venit niște civili acolo și în birou șefului de sector îl cheamă și pe el și îi face cunoștință cu Sârbu și zice, de astăzi, zice, domnul tovarășul Pârlea e șeful dumitale și să nu ieși din ceea ce zice el acolo. Și ăștia după ce pleacă, zice Pârlea minerul, zice, domnul Sârbu, eu o să vă zic, domnul, că nu pot să vă zic altfel, zice, dar dacă îs și alții de față, zice, mă scuzați, o să vă zic tovarășul. Și intră în subteran și ăsta îi dă lucrurile cele mai ușoare pe care le face un vagonetar, nu l-a pus să împingă vagonete și așa. După ce minerii perforează, se fac din lut așa niște puțișoare, că țin minte mama când făcea niște chestii de alea de le punea la cuptor, le zicea că așa. Puțe de îngeri. Da? Așa era? Da. E, făcea niște puțe de îngeri de asta, în care după ce băga explozibilul, băga pe gaură, să zice, că bura cu lutul ăsta care să facă suflul exploziei mai tare. Și asta îl punea să facă și îl mai trimetea la suprafață să aducă apă limpede de la, că acolo e o apă industrială și ca să bea, și cam lucrurile astea le-a făcut, le-a făcut cât a fost. El Pârlea cu care se întâlnește după atâția ani, da, la cimitir. La cimitir. Și ăsta era, venise la mormântul părinților, lui Pârlea îi murise. Într-un pardesiu. Zii tu că l-ai citit. Da, 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 asta mi-a rămas. Pârlea venise, avea o fetiță, da, care murise. Da, și era acolo, sub un cireș, era înmormântată și cum e obiceiul să vină la... Da, era de ziua morților. De ziua morților, de luminație. De luminație, da. Și nu-l recunoaște pe I.D. Sârbu, I.D. Sârbu vine și îl îmbrățișează. Și el zice, credeam că e unul din aia. Unul din aia, da. Da, și pe urmă... Îl respinge în prima fază și după aia îl duce la un restaurant unde erau patru bărboși. Da, și vorbeau niște limbi pe care nu le-am înțeles. Mi-am dat eu seama că nu era maghiară sau franceză, nu știu, așa. Da. Îl pune la masă, îi dă la pachet, scoate din mașină două sticle dintr-un lichior indiana. Indiana. Și îi dă și cafea. Cafea, pasiunea lui I.D. Sârbu. Îi trimitea Negoițescu din Germania, cafea bună, 6 kg de cafea, și măgare de securiști îi puneau făină expirată în colet. Da, știi ce mai făceau așa? Că asta mi s-a întâmplat și mie odată. Mă împrietenisem cu niște nemți și tot așa, aia credea că e foamete, dar noi aveam nevoie ca și Sârbu, poate, de cafea. Și, aia, și pixuri. Și pixuri bic, așa, de asta. Și aia, dacă erau ulei, înțepau sticlele și le făceau, da. Mai caută găsit? O poezie, spre final de emisiune, tot din iubire, Elefant de porțelan, Iordan a la manier de Ion Mureșan. Ion Mureșan? Da. Las o baltă, a strigat necredinciosul către râul Iordan, care de bobotează tocmai voia să-și schimbe cursul. Asta a fost o dată tare de mult și o singură dată. Ei, întâlnirea noastră nu știu dacă a schimbat cursul sau va schimba vreun curs, dar sperăm să rămânem aviz după cunoaștere și cunoștințe. Mihai Barbu, care a fost și în America, a fost peste tot. Vedeți, emisiunile bune se termină repede. Dar ne-a promis că data viitoare îl aduce și pe mezinul familiei, pe frățiorul Ion Barbu, celebrul Ion Barbu, făptuitor de muzee. Deci dacă doriți, aveți spațiu nefolosit, nu e cazul în Cluj-Napoca. În Cluj-Napoca, după cum știm, e raiul imobiliar, se vinde, se închiriază la prețuri astronomice, așa mi-a zis și Andreea Esca aseară. O să avem podcast și cu Andreea Esca, nu știm în ce an. În fine,
să dea bani și eu, da. Deci dacă aveți un spațiu nefolosit, fratele domnului Mihai Barbu, Ion Barbu, vine și transformă în muzeu. Dacă nu reușim să facem un muzeu, ce mai găsit aici? Păi sexul vinde bine, nu? Sexul vinde bine, nu. Uite, știu, am și o vârstă. Atunci de ce să mai zic eu? De ce de câte ori mă prinzi, mi-o tragi din toate pozițiile? Chiar n-ai nimic sfânt? Că mă dor oasele de a ajuns să arate la röntgen ca niște moaște la care nu se mai înghesuie nimeni. De 2000 de ani pățesc la fel. Nu te mai saturi? M-a întrebat ea. Sexus curat omni, ne-a lăsat vorbă strămoșul nostru, romanul. Sexul vindecă totul, ne-au confirmat pe rând și baciu ungurean, și baciu vrâncean, și cel moldovean, dar mai ales oaia mioritică, comoara noastră națională, our national treasure. Toți ne-au tras-o, dar ne-am ridicat deasupra lor, de 2000 de ani. Ce frumos recit, uite, îmi dau seama. La prima vedere recit, la a doua, cum zicea maestrul ăla, fac pe mine. Mulțumesc de vizită, Mihai. Eu îți mulțumesc, domnule.